câte dintre submulțimile lui 1, 2 până la 10 au produsul elementelor divizibil cu 10? Păi, dacă eu am o mulțime, să zicem, P1 până la un PK, da? Ca produsul elementelor, ce înseamnă P1 ori puncte, puncte ori PK să fie divizibil cu 10, da? Dar 10, cine este? Este 2 ori 5. Deci, practic, uitați cum vom proceda. Păi mie, în acești P1, PK, trebuie să-mi apară cel puțin un element divizibil cu 2, cel puțin un element divizibil cu 5, da? Cele divizibile cu 2 sunt cine? 2, 4, 6, 8. Pot să le iau și pe 10, dar 10 este divizibil și cu 5 sau 5 cu 10 aici pentru divizibilitate, aici la divizitatea cu 2, aici la divizitatea cu 5. De ce? Că 10 este automat divizibil și cu 2 și cu 5. De fapt, pe 10 știți ce facem? Hai să-l luăm separat. Să le iau numai atâta pe 5. Da? Deci ăsta e divizibil cu 2, aici numai divizibil cu 5 și uitați din ce cauză. Pentru că o să iau așa. Ăsta e divizibil cu 5, scuze. Ca produsul elementelor să fie divizibil cu 10, am o dată. Dacă 10 aparține unei astfel de mulțimi, să zicem A mare, restul poate fi completat cu orice alte elemente. Că 10 ori ceva pe 1, pe 2, pe K minus 1, să zicem, automat va fi multiplu de 10, da? Deci câte submulțimi voi avea din mulțimea 1, 2 până la 9? Atenție, inclusiv mulțimea vidă, pentru că îmi rămâne, dacă e mulțimea vidă de aici, îmi rămâne mulțimea 10, da? Pe câte submulțimi am pentru o mulțime cu 9 elemente? 2 la 9, 512 submulțimi. Da, știți că dacă o mulțime are cardinalul A este n, cardinalul lui P de A, adică a părților, a tuturor submulțimilor, este 2 la n. Da? Deci am odată 512. Și acum, dacă 10 nu aparține lui A, deci obligatoriu ca ăștia să fie divizibil cu 10, trebuie să-l conțină pe 5. Da? Trebuie să-l conțină pe 5, după care să conțină unul din elementele 2, 4, 6 sau 8, da? Pentru că ele, ca ele mulțite cu 5 să-mi dea 10. Iar restul, astea de la ce elemente mai rămân? Restul, spunem aici, da? Restul din mulțimea cine? 1 până la 9, că am zis că 10 să n-aparțină lui A, restul poate să fie orice elemente de aici. Și atunci, cum 5 este obligatoriu, câte variante avem aici? Avem 4 variante, da? Pentru 2, 4, 6 și 8. Câte elemente mai rămân în mulțimea 1, 9? Păi pe 5 l-am scos, mai scot și unul din astea, oricare dintre ele, al doilea, deci mi-au mai rămas 7 elemente, da? Câte submulțime are o mulțime cu 7 elemente? 2 la 7. Deci voi avea 4 ori 2 la 7, adică 4 ori 128, cât face? 4 ori 32, 3, 18, 11, 8 și cu 3, 11, 1, 512. 512 și cu 512 de mai devreme, da? Ăla cu 10, înseamnă 1024 de submulțimi, da? 1024 de submulțimi, iată, răspuns corect C.